Accidentul a avut loc ieri în zona izvoarele Cernei, la granița dintre județele Gorj și Hunedoara. Da, din păcate am fost nevoiți să intervenim la un caz mai deosebit. A fost vorba de un motociclist care inițial ni s-a spus că a căzut undeva 30-40 de metri într-o râpă în Valea Cernei, undeva la limita dintre județele Gorj și Hunedoara. Distanța foarte mare până acolo, drumul foarte greu accesibil, a făcut ca să ajungem acolo cam într-o oră și jumătate. Din păcate, persoana era căzută circa 150 de metri în prăpastie, era decedată. Salvamontiștii au luptat timp de 2 ore ca să-l scoată pe turistul polonez din prăpastie. Victima se afla cu un prieten în vacanță pe unul dintre cele mai frumoase trasee montane din România. Polițiștii efectuează cercetări în acest caz. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, s-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 38 de ani din Varșovia, statul Polonia, în timp ce conducea o motocicletă pe raza localității Padeș, zona izvoarele Cernei, din cauza neatenției în conducere și a efectuării unei manevre greșite, a căzut într-o prăpastie cu motocicleta, fapt pentru care a rezultat decesul acestuia. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj. Autoritățile vor lua legătura cu ambasada Poloniei din România pentru a anunța familia bărbatului decedat.